Sau tragem o măsuță de acolo, cum vrei. Da. Da? Ne povestești puțin despre Smart Robot? Sau despre roboții ăștia, despre chituri? Bună ziua! Am venit să vă prezentăm niște kituri robotice educaționale ideale pentru copii mai mărice, așa să zicem, începând de pe la 12 ani până la 18 ani. Cu ajutorul lor pot să învețe programarea într-un mod distractiv, pot să învețe despre inteligența artificială la cel mai avansat mod cu putință. Și o să-l rog pe Matei să vă fac o scurtă demonstrație despre ce pot să facă roboței. Îl avem aici și pe Alpha Mini, care este un roboțel umanoid inteligent. Posedă capacități de integrare cu inteligența artificială de ultimă generație, ChatGPT, cum ați auzit cu toții despre el, și alte modele de inteligență artificială. Bună ziua și bine ați venit la Astrofest. În primul rând, aș dori să-i mulțumesc lui Viorel pentru că mi-a oferit această ocazie de a lucra cu niște roboți excepționali. Am aici un roboțel, este un robot modular, se poate face în 7 modele diferite și nu e nevoie de o șurubelniță, deci e foarte ușor de făcut pentru copilași mici și la școală și la cursuri, este perfect. Se pot controla cu un controller sau un telefon. Mai pot fi programați în Scratch sau în Python. Eu m-am folosit și de Scratch și de Python pentru a-i programa. Am făcut câteva programele simple. Și sunt dotați cu camere, cu senzori, au și placă Nvidia pentru a se putea folosi de inteligență artificială. Acum hai să facem o demonstrație cu acest roboțel mecanic, cu roți mecanice și cu braț. Am aici câteva cubulețe care trebuie să le pun într-un coș. Durează puțin până să conectează. Sunt și multe rețele pe aici care mai interferează la semnal, deci e normal să fie. Deci am să iau cubulețele de aici și o să le pun în acest coș. Dacă mai vreți să mai vedeți și ceilalți roboți, noi avem în jurul aici la corturi, în stânga, avem la corturile știință și tehnică, avem o platformă și puteți să vă uitați cum controlăm anumiți roboți. Mai avem și un roboțel câine care e acolo și vă așteptăm. Mai încolo să vedeți cum este și vă putem lăsa și să-i controlați puțin. Acum mai am un simplu cubulet de pus.
Bravo! Gata! Păi, vă mulțumim pentru atenție și dacă doriți, suntem de la echipa Smart Robot, puteți să verificați și pe site. Nu, dacă doriți, obligatoriu, să treacă pe la voi, pe acolo, pe la competiție, ne, nu? Ne găsiți la standul Știință și Tehnică, veniți să vă jucați cu roboții acolo, să-i testați, să vedeți ce pot să facă și cât de distractiv este. Vă mulțumim! Mulțumim. Bravo. Și noi, ceva mai târziu, o să cunoașteți și echipa din echipa de robotică din Ploiești, care este finalistă la campionatul mondial de robotică și poate cu siguranță că asta mică Alfa Mini o să-i bată pe roboții mari și răi. Urmează